Ciao, Bogdan de la Muscle Boom sunt. Dacă m-ai urmărit pe Facebook în ultimele săptămâni, ai văzut că în fiecare luni postez câte un update despre cum evoluează slăbirea mea. Asta e a cincea săptămână de când am început perioada de slăbire și am pierdut până acum aproape 4 kg în greutate și 4 cm în talie. Slăbirea asta nu e constantă, nu merge liniar. Pe măsură ce timpul trece, trebuie să faci anumite ajustări. Corpul se adaptează și la un moment dat ajungi să te plafonezi. Când se întâmplă asta și măsurătorile stau pe loc și văd că nu mai slăbesc, atunci mai scad din calorii și eventual cresc și durata exercițiilor cardio. Am primit multe întrebări referitoare la ce fel de cardio fac. Bandă, bicicletă, sprinturi? Sprinturi nu fac deloc. Acum că sunt în deficit caloric, am și o perioadă mai aglomerată și nu apuc să dorm cât ar trebui, dacă aș băga și sprinturi m-aș recupera mai greu. Imediat după antrenamentul cu greutăți, alerg pe bandă la o intensitate mică spre medie și setez banda să fie înclinată. În primele săptămâni am început cu 15 minute, acum fac 20. De săptămâna viitoare o să fac 25 de minute pentru că am văzut că încep să stagnez. Aleg banda pentru că personal alergatul mi se pare cel mai eficient pentru mine. Dar poți să alegi liniștit și bicicleta, sărit coarda sau alte activități prin care să arzi calorii. La urma urmei, exercițiile cardio sunt un instrument pentru a arde calorii care lucrează cot la cot cu alimentația. Degeaba alergi câte o oră până nu mai poți, dacă după sală sau în restul zilei bagi în tine mâncare și la sfârșitul zilei ești în surplus caloric. Nu o să slăbești așa. Deci trebuie să ai grijă și la alimentație, care după cum știi e cea mai importantă. Ok? Cam atât am vrut să spun și vreau să te întreb tu ce cardio faci. Scrie într-un coment mai jos. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să lași un like și dacă vrei să mai vezi materiale asemănătoare, intră pe site și abonează-te în lista de e-mail. Și dacă nu ești abonat la canalul de YouTube, apasă pe butonul subscribe pentru că urmează să mai postez clipuri despre fitness și bodybuilding.